Se cunosc notele obținute de elevii mureșeni de clasa a 11-a și cei de clasa a 12-a la probele scrise de la simularea examenului de bacalaureat. Acestea au fost făcute publice joi, 12 martie, de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Dacă ar fi fost considerat un examen real, doar 26,58% din totalul de 3809 elevi de clasa a 11-a ar fi trecut examenul de bacalaureat. La testare, prezența lor a fost de 90,08%. Deci la clasa 11-a, procentul notelor peste 5 la limba română 52,36%. Proba obligatorie, fie matematică sau istorie, procentul notelor peste 5, 62,56%. La limba maternă, evaluați un număr de 1170, note peste 5, 732, sub 5, 438. În ceea ce îi privește pe elevii mureșeni de clasa a 12-a, situația nu stă cu mult mai bine. Doar 34,21% din totalul de 4504 elevi înscriși au obținut note de promovare la această simulare. La clasa a 12-a, la limba română, evaluat 4217, procentul notelor peste 5, 60,52%. Maternă, evaluați 1375 elevi, procentul notelor peste 5 este de 71,56%. Proba obligatorie sau la alegere, evaluați 4130, procentul notelor peste 5, 51,16%. La alegere, evaluați 3951, procentul notelor peste 5, 60,67%. Probabilitate totală 34,21%. Dacă e să se facă un studiu comparativ între simularea din acest an și testarea din anul anterior, notele obținute de elevii reghineni sunt asemănătoare, precizează președintele Comisiei de Bacalaureat. Rezultatele sunt cam aceleași ca și anul trecut aproximativ. La clasele a 12-a sunt mai bune decât la clasele a 11-a. Era și normal pentru că clasele a 12-a deja au făcut recapitulare. Clasele a 11-a profesorii nu prea au avut timp pentru că trebuia să parcurgă materia. La unele clase rezultatele sunt foarte bune, mai ales la clasele teoretice și slăbuțe la clasele tehnologice. Simularea la examenul de bacalaureat este privită ca un proces pregătitor. Elevii se familiarizează cu rigorile unei evaluări naționale sau ale unui bacalaureat național. Notele obținute de aceștia la simulare nu vor fi publicate în catalog decât dacă ei doresc. În schimb, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ cu diriginții, profesorii, elevii și părinții. Scopul lor, la unison, este de identificare a problemelor și luarea de atitudine în vederea îmbunătățirii rezultatelor examenului real.